Un autobuz cu 55 de pasageri s-a răsturnat în această dimineață pe traseul Dubă-Sar-Chișinău. În urma impactului, o femeie a decedat, iar altele 42 de persoane au ajuns la spital cu diverse traumatisme. 5 dintre acestea se află în stare gravă. Întâmplarea nefericită a avut loc în apropiere de satul Zaicana, raionul Creuleni, în jurul orelor 7 dimineața. Potrivit șefelor de la poliția rutieră, autocarul de model Mercedes transporta muncitori din satele Ohrincea, Cruglic, Izbește, Hârtopul Mic și Hârtopul Mare. Plasându-se în nereglamentar, câțiva pomi i-a strivit și ulterior s-a aranjat partea stângă. S-a inversat într-un șanț cu o adâncime de 3-4 metri mai jos decât nivelul carosabilului, vă dați bine seama. Autocarul era predispus sau amenajat pentru transportarea a 41 pasageri. Vă dați bine seama dacă în cazul când 57 sau poate 60 erau acolo. Poliția investigează cazul.